Am vrut relaxat un pic, să filmeze. Acum puteți să nu mai stați drept, să zâmbiți. Cu toată... Se apară așa și cu sâne. Pachete acolo. Cu trei cetățeni avei, cu Ionel, Iacob și Bencei, am venit la un festival de satire și omor. Aici numai satira, omor a fost la Parlament. Știi că sunt plecat la 680 de kilometri de dumneavoastră. Ți-a spus, Ionele, ia spune-mi și mie, după ce cade Băsescu acum, și poate cade și primărița ta, nu se face. La... Iară? Are antecedente. Cât privește problema aceea mea. Da. Vedeți, așa, bravo! Te zâmbi, domnul Dovreanu, așa cu zâmbi nasul de om, de-un rău. Zâmbetul meu de acasă sau de om, ăla de om. Și mai mare! Și de ce îi rostesc rugăciuni stăruitoare? De cât rob în țara ta! Să ne temem! Că-s mai mulți! Că sunt turci! Că sunt tătari? Ce-i mai scump în viața asta? Cinstea? Ori nemer-
fericirea, credința în Dumnezeu! Ori pactul cu josnicia, eu nu-s domn doar pentru nume, pentru haine, ori avere. Sunt apărător de neam! Asta Dumnezeu mă cere! Iubesc țara și dreptatea și credința în libertate. Bucuria și necazul le împart cu voi pe toate. Iată! Sfatul am adunat. Mă consult acum cu voi! Ce spuneți că ar fi mai bine? Aturnare? Sau război? Să fim domn cu gura mare și cu sufletul vândut? Ștefan își strunește calul, armăsarul catalan, care zboară oricând dealul îmbrăcat în fier și în zare. Și cu scutul pus în față, studiază atent terenul, având grijă de sa viață. Corp de gardă lângă el, luptători curați la suflet, păzesc sfântul voievod într-un gând și același cuget. Ei sunt pregătiți să moară! Dacă soarta le va cere. Pregătiți pentru orice! Lângă Domnul lor veghează și cu atenție sporită spre dușman. Știrile. Și începe lupta. Ce durere și ce freamă și ce jale. Sunt gănit de arme frânte, urlete de disperare. Se aud din toată valea până îndepărtată zare. Abia o bagă în teacă și cu mare dragoste Domnului îi se apleacă. Să vină fetele cu colacul. Și rostește Tatăl nostru către Domnul lăudat. Se ridică în picioare, face cruce creștinească. De Ștefan Vodă, zaci un moș rănit. Și ai lui feciori!
spunând vorbă de adio puiilor. Să-mi puneți flori. Ștefan Vodă se apleacă înspre moșul cel viteaz și cu lacrime în ochi îl sărută pe obraz. Îi ia mâna-n mâna lui și strigă odată va! Peste tot și se luminează valea ca marazi. Îngroapă morții și-și neacă în lacrimi jalea. Se-ngrijesc apoi de ei, mulțumindu-i Dumnezeu că au scăpat nevătămați și că au mai trecut un greu. Nu uitați că sunteți frați și că vă chemați români. Sare bună, frați eroi, și ați luptat pentru dreptate! Ziua Domnului să fie pentru voi! Eternitate vă primească în raiul său! Zor de ziua se arată, soarele
mare. În Valea Vârladului se înalță mănăstire, jertfă pentru Dumnezeu și trilește pomenire. Se întorc acasă oștenii într-un cânt de biruință și răsune. Credință. Ștefan, Ștefan, Domn cel Mare! Somn pe lume nu are decât numai Sfântul Soare! Thank you.
amintirea festivalului din Palma. Eu am scris de acasă aceste mici autografe pe baza unei liste care am primit-o alaltă ieri de la Sorin Păcarciu. Dacă cineva dintre invitați nu se află pe coperta acestei cărți, înseamnă că nu a fost în listă. Și putem repara omisiunea aceasta. Dar colegul și prietenul meu, scriitor Ion Cărnișan, care face prefață la această carte, vă va striga numele din cartea aceasta și să ridice mâna și cel strigat și va primi o joc, da, fost este? Da, cred. Da, aici. Aici. Alexandru. Aici, da. Acolo, acolo, acolo în spate. Tot domnului Marco, dar ce mai pentru Seniero. Profil. Bună de cauza că sunt în față. Taxi, Penciuc. Penciuc. Nu e și Cernat. Aici. Cernat, am văzut pe Cernat. În jur. Lăsați-vă un Codale. Cinstită față, am rugămintea să ne liniștim ca să putem începe. Măria sa Ștefan a venit mai târziu, își permite, din cauza asta am întârziat și mai puțin. Numele meu este Mihai Batoc Bujăriță. Într-o tinerețe lipsită complet de înțelepciune am fost pilot. Acum am îmbătrânit, dar înțelepciunea încă n-a apărut. Și din această cauză ne-am asumat sarcina de a prezenta acest festival în esența sa. Cu îngăduința dumneavoastră, o să vă rog să-mi permiteți să fiu fără sacou. Soția mă va certa, ea nici la găin nu de voi să mă duc fără sacou, dar mă rog, acum aceasta, am rugămintea la dumneavoastră să-mi îngăduiți să fiu fără haine. Nu vom sta foarte mult, pentru că este cald, o să derulăm cât mai repede cu putință toate activitățile. În primul rând, însă, aș dori să-i mulțumim Bunului Dumnezeu, care ne roadă așa cum suntem. Să mulțumim înainte mergătorilor acestei frumoase așezări, pentru inima și sprijinul și prietenia care au arătat-o celor care au organizat acest eveniment cultural. Aș dori ca singura toală molipsitoare din această lume plină de păcate să fie entuziasmul oamenilor din Fama
dar nu numai, entuziasmul care au sprijinit această activitate culturală. Doresc să vă spun că Suceava, Câmpul Lung, Vama, Iași, am fost toți o mână care a luptat pentru acest festival. Sigur că da, bătrânul Protagoras ne spune omul este măsura tuturor lucrurilor și măsura tuturor lucrurilor acestora este în primul rând domnul director al festivalului, domnul doctor Sorin Bătlanciu. Am îngăduința de a vă prezenta și membrii prezidiului, distinse personalități ale culturii de limbă română și voi începe cu domnul academician Mihai Cimboi. Multă, multă vreme președinte al Uniunilor Scriitori, al Uniunii Scriitorilor de Republica Moldova, un om însă foarte apreciat de noi, iubit de noi toți, și un foarte apreciat epigramist, subtil, o să vedeți la. În continuare, domnul George Corbo, președintele Uniunii Epigramiștilor de Moldova, o distinsă personalitate a scrisului românesc, un poet de esență, un epigramist de forță. Cu domnul George Bețeanu o să aduc și omagiile mele tuturor oamenilor care au sprijinit material în primirea acestui eveniment. Dânsul este din Anglia și nu s-a sfințit să dea o sumă de lire care e și greu de răsit. Dragul nostru prieten Cristian Topan, președinte la Sindica Caricatură, un caricaturist de care, dacă nu am auzit, e păcatul nostru. Domnul Valeriu Stancu, prezentator, publicist, redactorul șef al revistei Cronica, una din extrem de puținele reviste de cultură, care, prin înțelepciunea redactorului șef, are și pagina de umor. Domnul Emilian Marco, despre care pot spune exact același lucru, acest este domnul Stancu, doar că nu este redactor șef a Cronica. Să știi, e tânăr. Dragul nostru prieten, uite că... Omul care a făcut o promovare deosebită umorului în general și acestui festival, în steagul Moritorul de Suceava, un mare prieten al nostru. Și doamna consilier, doamna secretar, doi la ce dat, sincer, nu pot spune nimic, pentru că ne va spune domnei acum câteva cuvinte de bun venit. În numele instituției primarului, primăriei Comunei Vama, Consiliul Local, vă adresez un bun venit, un bun venit la Festivalul de Satiră și Umor, ediția 1-2012, Umor fără frontiere în Țara de Sus, bun venit în localitatea noastră, un colț de rai din Bucovina, mă iertați în lipsa de modestie, dar cine vine la Vama și bea o dată apă, se încarce mereu aici. Constat cu multă încântare că după o perioadă de acalmie post-decembristă, comuna noastră s-a dezvoltat din ce în ce mai mult din punct de vedere cultural. După o serie de manifestări culturale devenite tradiție, iată că astăzi comuna noastră găzduiește un festival internațional dedicat umorului, dedicat epigramei și aceasta datorită unei persoane inimoase, cu multă convingere și spirit organizatoric, epigramist de acum consacrat, nimeni altul decât domnul doctor Sorin Cotraciu.
actualmente și consilier din 10 iunie anul curent al Consiliului Local Vama. Îi mulțumesc pentru invitație, mă onorează și doresc cât mai multe ediții de acum încolo, cu promisiunea că autoritățile locale îl vor sprijini de fiecare dată. Vă urez mult succes concurenților, urez și urez un popas cât mai plăcut pe plajele bucovinene. Nu am prezentat întregul presidiu pentru că Finis Coronat Opus a plecat. Domnul Mihai Pânzaru Pim, unul dintre cei mai mari graficieni ai momentului, de la Iași, domnul George, domnul Daniel Corbu, un poet de forță, un publicist de forță și un prieten adevărat. Iar la sfârșit, o doamnă despre care nu pot să spun nimic, decât că se numește Lucreția Luguța. Așa, nu îmi găsesc cuvintele potrivite pentru acest minunat om care nu ne va spune niciodată cât și cum a făcut pentru acest eveniment. Pot să-i spun doar atât, că o iubesc, da? Asta e întrebarea. Minunat auditoriu, nu ne vom mai lungi foarte mult, vom trece la secțiunea cu adevărat importantă, respectiv acordarea premiilor. Lucian. Luci, te dau afară din clasă. Începem cu prințesa literaturii, epigramă. Pe locul 1 la epigramă a fost jurizat domnul Gheorghe Bălici. Fiecare laureat spune o poezie sau două epigrame. Înainte de a mă apreci. Calea ferată din Republica Moldova. E bună calea cea ferată, dar inima este arsă, că rușii au făcut o lată în loc să o fi făcut întoarsă. Și a doua, tot de la noi, de la Chișinău, patriotică. Eu sunt țăran din talbă lată, am țara în inimă și în gând. Cu rușii nu m-aș da vreodată, dar cu rusoaicile oricând. Pe locul 2, domnul Ioan Diviza. Domnul Ioan Diviza, tot din Republica Moldova, prietenul nostru consult. Dacă vorbi Gheorghe de ruși, continu și eu cu ei. Unui aviator rus, decolând din Krasnodar, n-a ajuns până în Ciucotca. Mai avea benzină, dar i se terminase vodka. Una din concurs, tot cu rușii. Vezi la Moscova pe stradă, educați, sătui, cu minți, câinii cu colaci în coadă și căței cu vodka în dinți. Locul 3 este acordat domnului Dan Danile din Corpasca, județul Bacău, care nu poate participa, fiind oarecum bolnav domnesc. La poezie. Premiul 1. Imbatabilul parodist Lucian Perța, din Mișoara.
La premiul să știți că este și o sticlă de vin păstărel, făcută de prietenii noștri de la Cranele Coco, special pentru relația extraordinară pe care indianiștii din Iași o au cu această sursă de inspirație. Domnul director Bambu și domnul doctor Foienobos Profil, care este aici, care este aici, Locul 2. Cel mai întunec picanist, cel care fechează cu strășnicie la prosodie, domnul Ionel Iacob Bencei. Nu-mi dați seama încă o dată ce țară frumoasă avem și nu recunoaște. Și mi-a dat seama că nu cunoaștem pe moldoveni decât pe cei plecați. Mai sunt și cei care au rămas acasă. Și bine să-i cunoaștem. În atare circunstanță, când se adâncește criza, vreau un premiu de distanță, cum iau bălici și divizi. Următoarea epigramă, când va fi publicată, am să scriu sub ea, Vama Suceava, 7 iulie 2012, pensiunea Betland, parcă așa e. Profanare peste 500 de ani. Ticăloși mor lua din ladă ca să-mi scoată un dentist ADN-ul și să vadă dacă am fost epigramist. Premiul 3 la poezie, domnul Grigore Lepitun. Față de noi, un tânăr epigramist cu mari perspective. Noi spunem tânăr, de ce o mare păstață, ceva mai rapă, dar nu mă contează, nu e tânăr. Da, o să vă citesc poezia Lăcomia în acest concurs. Se numește, de fapt, la tema Lăcomia, confesiunea unui lacom. În fiecare zi când stau la masă, atavic mă cuprinde brusc elanul de a umple sistematic burdihanul cu tot ce este de mâncat prin casă. Strategic, foarte simplu este planul. De sfaturi dietetice nu-mi pasă, înghit chiar de puterile mă lasă, oricât de grandios ar fi chiolhanul. Cum apetitul meu nimic nu-l curmă, prin oada când amușinez, decât să cad să lustrez cu neaua, când o să încerc să mă ridic la urmă, mai bine sunt să vină macalaua. Onorat auditor, am ajuns la proză și cu ocazia asta am scăpat de orice fel de recitare. Proză. Locul 1, domnul Florian Alexandru. Nu cunosc, nu am văzut în viața mea, însă în excelent scriitorul 2 din Israel. Dumneavoastră, Florin, trebuie că îmi dați în viață, nu este nicio problemă. Domnul Dorian Șor din Israel și pe locul 3 este domnul Andy Ceaușu, de care vom mai auzi chiar astăzi, tot din Israel. Cu această ocazie, vă rog să îmi permiteți să vă prezint sintetic situația festivalului. La literatură,
la cele trei categorii au fost 268 de concurenți din 7 țări. Din, încep cu cea mai îndepărtată, Australia, Canada, SUA, Germania, Ucraina, Republica Moldova și Israel. De ce? Pentru că revista Grup, revista de umor în limba română, a promovat acest festival și ea este trimisă în toată lumea. Iar prietenii noștri care colaborează la această revistă, din țările în care v-am povestit, au trimis materiale. După părerea mea, este un mare succes al unui festival aflat încă la început. Și pentru că nu vreau să intru în domeniul caricaturiștilor, o să vă rog să-mi permite să-i dau cuvântul domnului Cristian Tot. Această inițiativă, eu am aflat despre festivalul dumneavoastră de la colegul Doru Olaș. Zona bucovineană fiind un izvor puternic de talente, între care Mihai Pânțarutin, care este patriarhul zonei, eternul adolescent, un artist cu totul special. Și am căutat să propulsez și să propag acest festival în lume și de aceea puteți să vedeți păsimeze și lucrări a unor artiști din Serbia, Iugoslav Vlahović și Nicola Ota. Iugoslav Vlahović fiind chiar șeful catedrei de grafică de la Belgrad. Și Doru Postoior, care e din Novi Sad, tot în Serbia, care este român, șeful catedrei de design de la Novi Sad. Și de asemenea, alți caricaturiști din Israel, Edi Mateș și Andy Ceaușu, care de fapt sunt născuți în Iași. Cu timpul, cred că cu ajutorul dumneavoastră și a prietenilor de aici, al lui Doru, în care să fie invitați cei mai de top artiști de lume și să creeze pe o perioadă determinată, putând să se facă și alte evenimente, chiar ținând seama de muzeul oului, să pot face caricaturi pe ou și așa mai departe. De exemplu, eu acum am organizat un festival Omul și Vin, 40 de țări participante, 42 de țări participante. Și în cadrul festivalului se fac și degustări de vinuri și vor fi evenimente care se dictează butoaia, care sunt achiziționate de firmele. Că se pot face că caricatura, grafica se ridică, e un limbaj non-verbal foarte bun. Da. La caricatură avem o mențiune în afară de concurs pentru domnul Dragoș Olaș, care a realizat în cinstea festivalului o sculptură umoristică. Poftiți, domnul Olaș, dacă este. Este în muzeul dumnealui. Ierarhia concurenților la cele patru secțiuni. La caricatură, președintele jurului a fost domnul Mihai Pânzanupin, prezent aici în sală. Mâna dreaptă, domnul arhitect Doru Olaș. Mâna
Bilieta aia cântă. Nu, dar ce mai să fii pe sală? Maestru Băzară, maestru Pim, vă rugăm. Sunteți așteptați. Numărul 1 și 2 din revista Surâsul Bucovinei, o mapă, festivalul, și o statuietă. Sunt deja venit de aia, tot am venit, am plecat, m-am chemat cei de la radio, știți că așa ești. Și am vrut pe domnul Dragoș aici să nu scăpăm în expoziția dânsului și îl filmăm acum. Vom mai chema și Ghebii Graviști. Al treilea membru al jurului la secțiunea caricatură a fost domnul Radu Bercea, care în lipsa dumnealui considerăm cu domnul Traian Coșovan de la Bărâi. Mapa și revistă, două revistă. Da? Epigramă, președintele jurului, a fost domnul profesor Mihai Haivas, de la Iași. Optimul profesor. Tot de la Iași, domnul Vasile Vajoga. Thank you.
existați, să mai sorbim de timp. Deci existați, mă rog. Un membru serios al jurului care a muncit nu numai la jurizare, nu a ajutat în general pregătirea acestui manifestări este domnul Mugurel Sasu, care îi mulțumesc personal pentru sprijinul care l-a dat. Cel de-al treilea membru, de care nu se putea face jurizarea, domnul profesor Ion Cernat. Dorim să onorăm prezența oaspeților noștri cu câte o diplomă și câte o statuietă și primul și al doilea nor al revistei Surusul Bucovinei, alături de și de antologia de omor un alt, care o să fie prezentată ulterior. Deci se acordă domnului președinte al Uniunii Epigramiștilor de România, George Corbu, o diplomă pentru participarea sa la festivalul, la prima ediție a festivalului de umor, Umor fără frontiere, în Sala de Sus. Mulțumim! Domnului academician Mihai Cimpoi, Republica Moldova. Dragi colegi, iubiți confrați, în primul rând țin să vă mulțumesc pentru invitație. Venim cu maestru colegi de la București, de la o manifestare consacrată lui Ștefan cel Mare, tot atât de frumoasă ca și cea de aici, de la dumneavoastră. Și întrucât prima mea epigramă, eu sunt epigramist așa, involuntar, amator mai mult, dar așa cum remarcă și președintele nostru, domnul George Corbu, eu susțin epigrama, organizez și la Chișinău împreună cu domnul Gărici, domnul Diviza, un festival Donici cu înțelepciune, este festival de epigramă și de fabulă, cred că Donici este fabulistă, cum știți. Și simt să vă spun prima mea epigramă pe care am scris-o la Cluj, când eram cu maestru Grigore Migheru, care știți că s-a prăcărnit. Și la Cluj este un muzeu al vinurilor. Un mare cup de sticlă în care sunt montate vreo 350 de sticle de vin și ghidul povestește calitatea vinurilor, fără să guști, fără să te convingi de această calitate. Și am observat că Grigore Vieru a scris în carte de impresie o pagină întreagă. Și de aici e epigramă. Vineri de mai demult, sosit la Cluj, scrisești cu mult mai mult decât băuș. Și o epigramă proaspăt, așa, cizelată cu domnul Dâlici, întrucât președintele nostru îi plac și epigramele, nu numai epigramele care îi se consacră. Și știți că ieri și azi s-au întâmplat niște evenimente deosebite. Iată o încercare de epigramă, în care fac trimitere la corpul lui Edgar Poe.
Edgar Postiț, ca un poem renumit, Borbo, care rostește Nevermore, pe care un cuvânt așa mai special, ezoteric, tradus de unii poeți și prin niciodată. Deci, făcând dezbateri lungi de ore, deci epigrama e consacrată președintelui George Borbo, făcând dezbateri lungi de ore, striga el Borbo Nevermore. Băsescu, comandor de mare, să iese azi cu Never Mare. Cei doi premieri moldovean și român, au asistat la meciul de fotbal Atletic Madrid Atletic Bilbao, deci două echipe din aceeași țară. Deci Ponta și Filat au fost acolo și eu le-am consacrat următoarea epigramă. Cu gândul la unire, premierii democrați au venit ca să admire o bătaie între frați.